Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou video pe acest canal. Astăzi este marți, suntem în 23 februarie și am venit în răsarniță să vă arăt și dumneavoastră cum se prezintă plantele. Eu zic că arată destul de bine. Am deschis ușile să se aerisească deoarece astăzi va fi o zi destul de caldă, a ieșit soarele. Și am pus puțină apă la încălzit, pentru că pământul de deasupra a început să se usuce. După cum se vede, au nevoie de apă. După ce termin cu datul răsaldurilor, am să le las o oră, două să se usuce frunzele și o să le stropesc apoi cu un îngrășământ foliar. O să vă arăt atunci ce folosesc și cum îl aplic. În patul acesta, acoperit cu agril, avem ardei. Aici am semănat ardei, după cum bine știți. Încă nu se vede niciun semn de răsărire, dar în zilele următoare eu zic că ar trebui să înceapă să dea semne de răsărire. Estimez cam 2-3 zile. Astăzi avem o săptămână de când i-am semănat. Avem 22-23 de grade, 24 chiar. Eu zic că am avut temperatura optimă pentru germinare. Când o să înceapă să răsară, o să revin cu video. Haideți să mergem să pregătim vermurelul, să udăm tomatele. Acesta este mânerul vermurelului. După cum se vede, am demontat, am dat jos tija care face acea presiune și folosesc în felul acesta pentru a nu deranja plantele. Eu zic că este mai ok. Se udă ca și cu stropitoarea. Am să le aud destul de bine pentru că am scos pământul dintr-o alveolă și era destul de uscat, deci au nevoie de puțină apă și turba absorbe destul de multă. Mai ales fiind așa uscată, are nevoie de apă.
Am terminat și cu udatul. A intrat destul de multă apă, după cum spuneam, pământul s-a văzut destul de uscat. Le las o oră, două să se usuce și apoi revin cu foliarul. Vă salut din nou. Am revenit cu partea a doua a acestui videoclip. După cum vă spuneam, am așteptat să se usuce frunzele plantelor pentru că urmează să aplic un îngrășământ foliar. Eu am pregătit aici deja în bidonul ăsta de 5 litri. Am pus cam 4 litri de apă și am folosit 2 ml din acest îngrășământ foliar. Folosesc CropMax, îngrășământ foliar 100% natural. Este folosit la răsaduri care au o înălțime de 5-7 cm. Se folosește 2,5 ml la 10 litri de apă pe o suprafață de 50 de metri pătrați. La suprafața care am eu, aici am folosit puțin mai mult îngrășământ. Aveam nevoie undeva la 1 ml, eu am pus aproape 2 ml. Nu cred că este nicio problemă, din câte am înțeles, nu are nicio reacție adversă, deoarece este un îngrășământ 100% natural și se folosește în toate stadiile de vegetație. Urmează să adaug soluția în vermurel și ne vedem la finalul stropirii.
Am terminat și cu stropitul răsadurilor. V-am arătat cum am procedat, ce am folosit. Urmează să ne vedem zilele viitoare cu evoluția plantelor și eu mâine sau poimâine o să mai semăn niște roșii. Ne vedem la următoarele videoclipuri. Vă doresc o zi bună, sănătate, numai bine tuturor!